pornografia are o tendință absolut îngrozitoare de a promova dezumanizarea ființei umane. Pentru că în pornografie accentul este pus pe contactul sexual. Și atunci imaginați-vă doi oameni care au consumat pornografie și care se căsătoresc, sau unul dintre ei se căsătorește și în căsătorie va aduce cu el bagajul, tradiția asta pornografică pe care a dobândit-o poate în ani de zile. 7, 8, 13, 15, 20 de ani de vizionare de pornografie, în care a fost bombardat cu ideea că accentul într-o relație dintre doi oameni este contactul sexual. Lucrul ăsta dezumanizează ființa cealaltă, care are un suflet, care are sentimente, care are emoții, care are plăceri, care are anumite lucruri specifice, care dorește să se țină cont de niște lucruri care îi plac, pe care le dorește și așa mai departe. Este o dezumanizare completă, este o transformare a celuilalt într-un obiect sexual care este folosit pentru satisfacție sexuală personală. Dragostea, atenția, timpul petrecut pentru descoperirea celuilalt n-are absolut niciun sens. Cu alte cuvinte, tot ce este frumos și tot ce este o dovadă a dragostei dispare, pentru că pornografia a reușit să te facă să-l privești pe celălalt ca un obiect sexual.